Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Am alături de mine în această seară un invitat de marcă. Este vorba de profesorul și sociologul Valentin Fugger. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Balint. Mulțumesc mult pentru invitație. Bună seara și telespectatorilor noștri. Mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. În această seară vom dezbate o serie de lucruri mai mult sau mai puțin științifice, ortodoxe, nu știu cum să-i spunem. O să facem un pic de dezbatere pe marginea teoriei conspirației. Vom ataca multe subiecte, domnule profesor. Hai să începem cu alegerile, că astea sunt cele mai pragmatice. Este lucrul cel mai pragmatic. Este vorba despre oamenii care ne vor conduce destinele, care ne vor conduce comunitățile care, de care depindem și ca viață de zi cu zi și ca, mă rog, ca implicare în lume și așa mai departe. Cum ați început dumneavoastră această activitate de sondare a opiniei publice? Cum v-a venit ideea sau de la ce ați pornit? Să știți că niciodată nu mi s-a pus această întrebare, dar uite, pentru că fiecare lucru are un început, am să răspund. Ea a debutat în mod normal ca o consecință a profesiei mele. Eu m-am pregătit să devin sociolog, am devenit cadru didactic universitar, am ales să mă specializez inclusiv în ceea ce se numește metodologie sociologică, metode și tehnici de cercetare sociologică. Mi-am însușit multe dintre aceste elemente împreună cu un cadru deosebit de la Universitatea din Petroșani, o doamnă matematician, am Dobrițoiu, am elaborat chiar și un ghid de eșantionare împreună, i-am explicat cum văd eu lucrurile, dânsa le-a pus pe hârtie și le-a așezat din punct de vedere matematic, statistic, etc. Ne-am înțeles foarte bine din acest punct de vedere. Deci partea teoretică, să spun, era suficient de bine, să zic eu, interiorizată. Mai rămânea lucrul cel mai important, faza de teren, adică să pășesc în această lume reală, să părăsesc, să spunem, biroul de lucru. Și am făcut acest lucru, până la urmă, cu oarecare teamă, să știți, pentru că una este să predai în sala de curs teoretic și alta este să realizezi sondaje, să realizezi cercetări pe teren, dar atenție, în cazul în care tu știi că într-o lună, în două sau în trei, rezultatele tale sunt verificate de urne, adică nu facem o cercetare în orb, adică prezint niște procente, prezint niște opinii care nu pot să fie verificate, exact cum se întâmplă în cazul diferitor proiecte care se desfășoară și se derulează pe aici și prin Valea Jiului și prin țară. Aici aș vrea să adresez o mulțumire cuiva care a avut încredere în mine prima dată și practic cu această persoană am pășit în această lume. Este vorba de actualul, fostul și actualul primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacovriții, care împreună cu soția dânsului Monica Iacovriții au avut încredere în mine. S-au lăsat, ca să spun așa, pe mâna mea din acest punct de vedere și atunci când a candidat doamna, i-am spus exact cât va lua ca procent și când a candidat dânsul și data trecută și de această dată, etc., etc. După care a apărut, ca să spun așa, în viața mea, din punct de vedere științific, un alt om foarte important pentru mine, pentru că mi-a lăsat mână liberă și științifică și de conștiință. Este vorba de președintele PSD la nivel județean, domnul Laurențiu Nistor. Deci sunt cele două persoane care pur și simplu au apelat la mine și cu ajutorul lor am pătruns în această lume, dar vă spun, am avut această bucurie, plăcere a faptului că niciodată nu au intervenit în munca mea și nu mi-au solicitat să mut procente în stânga sau în dreapta, în sus sau în jos. Adică n-au existat niciun fel de ingerințe. Am avut această libertate, m-am bucurat de ea și iarăși încă o dată le spun,
Acesta este modul meu de a le mulțumi, în sensul că, da, trebuie să recunosc că cu ajutorul acestora am pășit aici. Evident, nu sunt la prima încercare de acest fel, nu este prima rundă de alegeri, au mai fost și alte runde de alegeri în care eu am lucrat cu dânsii, am lucrat și cu alte partide și cu alți oameni politici. Aici ar trebui să-l amintesc pe Bobuțanu, domnul Bobuțanu de la Hunedoara, un primar deosebit, primarul de la Orăștie, primarul din Hărău, care atunci când i-am mânat raportul de cercetare și am văzut că are 75%, m-am și speriat, nu știam ce să fac. Am zis, domne, poate greșește, 75% a luat. Domnului Bobuțanu i-am spus 67%, 67% a luat. Primarului Tiberiu Iacobriți i-am spus 41,6% a luat 42%. Președintelui Laurențiu Nistor i-am spus că PSD-ul va avea 40,41%, a avut 43%. Deci, m-am apropiat foarte mult de rezultate, sau rezultatele au confirmat rezultatele mele, până la rezultatele finale au confirmat rezultatele cercetărilor. Deci acesta a fost, să spun pe scurt, aceasta a fost povestea mea. Folosiți din acest punct de vedere. O metodă specifică de sondare opinii publice? Aveți o teorie proprie sau folosiți ceva predefinit? Sunt sociolog, nu sunt vrăjitor, nu sunt Nostradamus. Să știți că experiența mi-a arătat că este foarte importantă echipa cu care lucrezi. Și când mă refer la echipă, am în vedere în principal operatorii. Fără operatori buni, care sunt, cum să vă spun, dispuși și hrăniți cu ghilimele de rigoare, de ideea, de corectitudine, n-ai să faci nimic. Oricât aș avea de bine pus la punct planul la mine la birou, în momentul în care, oricât de bine aș avea de făcut chestionarul, adică instrumentul de lucru, ele și sondajul în sine, ca eșantion, și chestionarul ar fi neutralizate de către un operator sau altul care lucrează prost. De aceea am selectat mereu și mereu și mereu și am schimbat dintre ei, tocmai pentru că atunci când derulam pe calculator și vedeam că există ceva care nu-mi place, există ceva care se abate de la medie, îi comparam între ei, se ridicau semne de întrebare în mintea mea, discutam cu ei, am discutat și discutam mereu cu operatorii mei zilnic de zeci de ori, am zeci, sute, poate mii de telefoane în aceste perioade care le dădeam, ce faceți, unde sunteți, spuneți-mi ce se întâmplă. Și atunci vezi că aici n-ai făcut bine, vezi că eu cred că nu știu ce, și chiar discutam cu șeful operatorilor mei și spuneam, cred că astăzi n-ar trebui să mai meargă pe teren sau mâine n-ar mai trebui să mai meargă X sau Y sau Z, că este obosită sau că nu simt eu că ceva este în regulă. Deci pe lângă ideea de bun profesionist și de cunoscător, trebuie să fii și foarte meticulos și preocupat de corectitudine. Sunt ferm convins că dacă n-aș fi fost preocupat de aceste lucruri, în mod categoric rezultatele nu ar fi fost atât de apropiate de realitate. Metodele pe care le utilizăm sunt unele care sunt consfințite de mult. Uite, eu de exemplu sunt un adept al empirismului și al pozitivismului. Empirismul este un curent în sociologie, care face parte din paradigma cantitativă sau obiectualistă și care are o mare aplecare spre faza de teren, dar în același timp pe latură pozitivistă, în sensul că aplicăm metode ale științelor naturii, matematică, fizică, chimie, biologie, adică tratăm faptele sociale ca lucruri. Nu există doar o singură metodă de selecție a subiecților, ele sunt diferite și pot să fie combinate. Dar cea mai bună, cea mai tare, ca să spun așa, ar fi metoda selecției aleatoare cu reintroducere în urnă, în sensul că acordăm fiecărui subiect aceeași șansă egală, calculabilă, diferită de zero, de a fi ales în eșantion. Doar că noi trăim o mare dramă a depopulării și în acel caz nu mai pot să mai folosesc această metodă cu foarte mult succes, pentru că, să spunem că îmi pică în eșantion, asta în cazul în care aș avea listele electorale și aș ști exact unde trebuie să-mi trimit operatorii, îmi pică în eșantion, să spunem, o doamnă, Ionescu Valentina, da? Și îmi trimit operatorul la Ionescu Valentina acasă, numai că Ionescu Valentina este plecat în Franța sau în Germania.
atunci eu trebuie din nou să extrag o persoană care are aceleași caracteristici. Folosiți metoda face-to-face sau da, telefonică? Nu, niciodată n-am folosit. Deci față în față. Față în față, terenul este sfânt. Chiar vreau să vă spun un lucru vis-a-vis de această metodă telefonică. Un lucru, zic eu, amuzant. Niciodată nu știi cu cine vorbești. Eu am vreo 6 abonamente la telefoane, de telefonie. Și unul dintre telefoane este folosit de fiica mea, alt telefon este folosit de fiul meu. Și îmi spune băiatul, exact în campanie electorală, tată, am fost sunat de cineva, de o doamnă care mi-a spus că mulțumește foarte mult pentru susținerea domnului X la primărie și mă îndeamnă să votez. Și mi-a spus, doamnă, eu nu votez decât peste 5 ani, numai atunci fac 18 ani. Deci această metodă te pune în situația în care poți să stai de vorbă cu cineva, dar nu este acel cineva. Ei m-au luat pe mine după abonament, ei au văzut acolo Fulger Valentin, da, au văzut, dar discutau cu băiatul meu. Dacă băiatul meu fabula, primeau răspunsuri de la băiatul meu. M-ați înțeles? Deci, nu, metoda este față în față, deplasare pe teren, la domiciliu, la imobilul respectiv. Deci este o metodă hibridă pe care am ajuns să o pun la punct, în sensul de ce spun hibridă, este o metodă combinată. Se folosesc mai multe, să spunem, elemente și din eșantionarea aleatoare, și din eșantionarea pe cote, și utilizez datele pe cât posibil cele mai recente care sunt elaborate de către Direcția Generală de Statistică a Județului Hunedoara, dacă lucrăm în Hunedoara, sub egida Institutului Național de Statistică. Deci atât că se îmbină foarte multe lucruri pentru a conduce la elaborarea unui eșantion bun. Eșantionele pot să fie diferite, de 600, de 700, de 800, până la 1200. Acum vine întrebarea firească. Sunt multe institute de sondare opinie publice în România. Mă rog, nu le mai pomenesc aici. Să acționați mai mult pe regional undeva. Sunteți... Mergeți și la Constanța, la Bacău, dacă nu. Nu, hai să nu exagerăm. Aveți aici deci un Județului Hunedoara. Nu am forța necesară să fac așa ceva din punct de vedere financiar, în primul rând, în materie. Asta era întrebarea. Cum apar diferențele între instituțiile de sondare opinie publice până la urmă? Că sunt câteva cazuri în care diferențele sunt extrem de substanțiale. Domnule Valint, ieri am avut curs și seminar 4 ore. Și exact asta am discutat cu studenții. Vorbeam despre sociologie ca știință, vorbeam despre sociologie ca și despre sociologi ca... Era o grupă de sociologie și două de asistență socială, dar care fac o materie numită introducere în sociologie. Și le spuneam că sociologul, ca om de știință, trebuie să aibă o atitudine impersonală, trebuie să dea dovadă de integritate, trebuie să dea dovadă de echidistanță. Adică nu poți să fii raliat din punct de vedere politic. Eu am lucrat și cu stânga și cu dreapta, dar eu nu m-am înscris nici în PNL, nu m-am înscris nici în PSD, n-am făcut nici campanie pentru unii sau pentru alții, m-am limitat și bine am făcut la le pune pe masă raportul de cercetare, acestea sunt datele, din acest punct de vedere sau de aici încolo vă descurcați, pentru că în momentul în care îți pierzi credibilitatea, nu mai apelează nimeni la tine, chiar dacă lucrezi bine, pentru că se bănuiește că te duci și dai altora datele sau îl sfătuiești, îl consiliezi pe altcineva. Și atunci, dacă vă uitați, veți vedea că există o serie întreagă de sociologi, n-am să dau un nume, de casă, de sociologi de partid. În momentul în care faci acest lucru, categoric ai deja o poziție partizană și dacă ți iasă 20%, între 20 și 24%, mai sunt 4%. Hai că, na, ia că, mai luăm de la nu votează, mai luăm de la nehotărâți, mai luăm de la unii care nu contează, că și-așa au 1,2% și atunci îl fac 0,8% și iau de la asta și te-am crescut pe tine de la 20 la 24%. Noi că 4% sau 5% sau 3% în economia unui sondaj este foarte mult. Și o să vă spun de ce. 3% este marja de eroare. Pot să greșesc 3% în stânga sau în dreapta, dar deși este o formulă care ne arată că pentru fiecare competitor în parte, în funcție de procentul pe care îl obține, marja de eroare este una sau alta, în stânga sau în dreapta. Dar în același timp, 5% este pragul de a intra în Consiliul Local, de a intra în Parlament. 5% înseamnă mult. Și atunci, cel mai bine este să-ți vezi de treaba ta din punctul meu de vedere, să nu te implici în așa ceva. Chiar dacă ți se propune, chiar dacă ți se oferă, chiar dacă ți se... Nu. Nu. Păi, și până la urmă, marja de eroare este...
Calculată cum? De cine? De către... Marja de eroare ți este dată în cazul eșantioanelor aleatoare? Dacă e plus minus, înseamnă 6% deja plus minus. Păi nu, plus minus. Deci am voie să greșesc 3%. În funcție de mărimea eșantionului, am voie să greșesc în stânga sau în dreapta cu 3. Asta este admis din punct de vedere științific. Păi, 3 în sus aici sau 3 în jos înseamnă 6 în final, nu? Păi, nu. Păi eu dacă te dau cu 30% și tu ai luat 33%, am greșit cu 3%. Dacă te-am dat cu 30% și tu ai luat 27, e tot 3, nu e 6. Deci am voie de la, de la 7 la 33, de la minusul extrem la plusul extrem, sunt 6. Este 3, asta este. Este 3, este 2, este 1, este în funcție de mărimea eșantionului. Cu cât un eșantion este mai mare, cu atât el este mai reprezentativ. Dar de la 800 de persoane în sus, dacă lucrezi bine... Și atunci ce vă face să credeți că subiecții noastre sunt mai sinceri decât subiecții altora? Nu așa se pune problema. Că subiecții mei sunt mai sinceri decât subiecții altora. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă un sociolog care este, să spun eu, raliat politic, poate să facă așa ceva, în sensul că să-ți ofere din prietenie niște procente în plus. E clar că îți oferă acele procente și punct. Așa se... Vreau să vă mai spun ceva. Toate sondajele care s-au făcut dădeau PSD-ul pe țară la 20%. Cât a luat? 30, 10%. Nu există sondaj cu 10% eroare. A luat 30. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 maxim. 3,5. Pac, punct. Bine, am oprit. Probabil că și societatea românească e într-o efervescență pronunțată, într-o situație de așezare, de reașezare a procentelor, de reașezare a opiniilor și... Sigur că un sondaj de asemenea anvergură la nivel național durează, nu știu, o lună, cât durează? Undeva la 10 zile, să zicem. 10 zile, 15 zile, poftim. În 15 zile se pot întâmpla multe lucruri și se pot schimba lucrurile. Sigur, 10% este foarte mult, dar majoritatea, exact cum a spus și noastră, majoritatea dădeau procentul ăsta de 20-22%. Da, aici erau, ei erau în zona lui 20. Și au luat totuși 30. Pe Hunedoara a fost un sondaj care dădea PSD-ul la 22%, la 40 și 3. Da, deci de la 20 și... Bine, așa cum am spus în multe emisiuni și vorbeam și în emisiune, aici a votat pensiile și salariile și în toate zonele astea monoindustriale unde legislația socială a fost influențată de PSD într-un sens... Nu știu cât de sănătos, că acum mi-e greu să fac iar o discuție pe tema sănătății economice a unor pensii care sunt mai mari ca salariile, dar mă rog, aici e altă discuție. Dar uitați că totuși PSD-ul Hunedorean a făcut o performanță în sensul că este singurul județ roșu din toată Transilvania. Da, și dar înainte de a discuta chestia asta, aș vrea să vă spun altceva. PSD-ul a mărit într-adevăr pensiile și salariile, dar gândiți-vă că sunt 5, ceva milioane de pensionari. Am avut un procent de prezență la vot undeva la 40%, da? Păi PSD-ul a mărit pensiile la toți pensionarii, nu numai la ai lor care votează, m-ați înțeles? Lumea n-a mers la vot. Deci trebuie să ieșim din acest, cum să spun eu, raționament care este destul de simplu. Domne, au dat salarii. Nu, ok, dar pensiile astea nu. Trage puțin, am mărit la toată lumea pensiile. Numai că pensiile din zona asta au un specific aparte. Da, e foarte adevărat, știu ce spuneți. Dar de ce? Stați, că s-au mărit pensiile și la București, și la Timișoara, și la Cluj, și în alte părți, și la țară. Și le-au mărit de la 500 de lei la 800 de lei, de la 800 de lei probabil că la 1200 și tot așa, și contează, sunt câteva sute de lei în plus. Și totuși lumea nu s-a dus la vot să voteze PSD. M-ați înțeles ce vreau să spun? Adică ideea asta scoasă mereu la înaintare cu pensiile, dar românii s-au dus. Nu ține. Aici este și factorul ăsta al pandemiei care este foarte important. Eu chiar m-am uitat când am văzut ce prezență mică la vot am avut. Eu estimam o prezență, așa am crezut că va fi undeva la 44%. Pe Petroșani am avut un 33%, dar ce s-a întâmplat? Descreșterea a fost uniformă. Descreșterea fiind uniformă, înseamnă că s-au menținut procentele pentru fiecare candidat și partid în parte. Dacă descreșterea n-ar fi fost uniformă, ci ar fi fost asimetrică, în sensul că peneliștii s-ar fi retras toți,
sau cei mai mulți dintre ei, atunci normal că ar fi crescut, s-ar fi dublat procentul PSD-ului sau invers, dacă s-ar fi dus PSD-iștii și... Dar nu. Descreșterea a fost uniformă, ceea ce a permis păstrarea procentelor în matca lor, procentelor care au fost relevate prin sondaj și care apoi au fost confirmate prin cercetare. Dau cazul lui Feri Ghejdea, pe care îl salut pe această cale, un om deosebit, sau al lui Viorel Pascu, la fel niște oameni deosebiți, exact aceleași procente care le-am spus eu că sunt un 11-12%, un 4,5% sau cea, alea s-au menținut chiar dacă prezența a scăzut de la 44-45% la 33%. Mă înțelegeți? Adică n-am fost, l-am nimerit numai pe, l-am nimerit pe Tiberiu Acoblici. Am spus exact cât va lua Ghejdea, cât va lua Pascu, cât va... Mă înțelegeți? Adică a fost o descreștere uniformă. Ceea ce înseamnă că a acționat un ceva anume, un factor sau mai mulți factori asupra tuturor oamenilor, nu doar asupra unui grup anume. Este adevărat, pe de altă parte, că există activele de partid. Există fidelii, fidelizații de ani de zile care votează cu același partid, care deja alcătuiesc această masă, nucleu dur care merge la vot. Dar ei sunt foarte importanți în contextul influențării celorlalți, pentru că, gândiți-vă, la alegerile locale, care reprezintă o miză uriașă comparativ cu alegerile generale, sunt în țară vreo câteva zeci de mii de consilieri. Câteva zeci de mii. Ăștia toți au soție sau soț, au copii, au socri, au părinți, au tot. Gândiți-vă, înmulțiți-i pe ăștia cu apropiații și înmulțiți numai cu 5-6 apropiați, să spunem, și vedem că obținem deja un număr de câteva sute de mii de persoane care sunt angrenate activ și care toate influențează. Ăștia sunt cei care susțin scoaterea persoanelor la vot. Deci nu discursul pe care îl are nu știu ce candidat, nu ideile pe care le are el. Este vorba că fiecare consilier este direct interesat să acceadă pentru fotoliu, să-l prindă. O să vedem acum la alegerile generale cum se va prezenta situația. Din punctul meu de vedere, PSD-ul prin primarie își va mobiliza din nou activul de partid. Eu am mai spus-o și trebuie să recunosc, le-am văzut stilul de lucru. Sunt o mașinărie de război, din acest punct de vedere electoral vorbind, unde ordinele se execută, nu se discută, și mă mai vedea noi pe parcurs. Cred că este foarte multă disciplină în acest partid. La Liberar se râde, se glumește, dar de ce să facem chestia asta, dar nu știu ce. Ați văzut că ei în permanență sunt fărămițați, au frământările astea interne, au o organizație problemă la Vulcan, care au dizolvat-o, care au reînființat-o, i-au exclus. S-a întâmplat ce s-a întâmplat la nivelul județean, unde și domnul Heiu și domnul David și-au dat demisiile, s-au retras, cealaltă doamnă Hărău nu mai candidează. Adică, spre deosebire de PSD, unde este, cum să vă spun, monolit, aici parcă am asistat la intrarea unui meteorit în atmosferă care se dezintegrează. Și credeți-mă că așa sunt și la nivel de țară. Bun, astea sunt două partide mari care, sigur, până la urmă vor paraliza mai devreme sau mai târziu spectrul politic. Dar ce spuneți de USR? USR care a apărut ca o stare de spirit, care a apărut ca un partid creat, mă rog, unii spun de serviciile secrete, alții spun că este exponentul nemulțumirii populare vis-a-vis de clasa politică. Iată că în ultima perioadă a scăzut foarte mult USR-ul, da. Și deși în alegerile europarlamentare au realizat un scor neașteptat de bun, acum s-a înregistrat o scădere de a ajuns la pol opus. Da, foarte... Exceptând Vulcanul, unde într-adevăr au băgat 5 consilieri în Consiliu, datorează lui Dan Marinescu, care a condus. N-am să fac un secret din faptul că am votat cu USR-ul, nu acum. Am votat cu USR-ul la Europarlamentar. Nu, vreau să-și precizez și am să vă spun de ce. Pentru că exact cum a spus și dumneavoastră, inițial l-am văzut ca pe un exponent, ca partid, mă refer, al nemulțumirii existente în societate față de cele două mari partide. Clasa politică, da, tradițională. Lansaseră sloganul acela PNL, PSD, aceeași mizerie, fără penal din funcții publice și fără hoții ajungem departe și tot așa.
După reușita la europarlamentare, unde nu au fost al doilea partid, am crezut și eu și alții că USR-ul va intra la guvernare. Ce am primit în schimb? Am văzut un USR ezitant, un Dan Barna, care a venit la conducerea USR așa cum a venit prin înlăturarea lui Nicușor Dan. Și din spate, prin ușa serviciilor. Contează foarte mult acest lucru și vă spun și de ce. Dacă ar fi intrat la guvernare USR-ul alături de PNL, ar fi trebuit să ia în gestiune, în primul rând, Ministerul Justiției, pentru că ei au problema asta cu justiția, Ministerul de Interne, pentru că ei vor lege și ordine, un Minister al Economiei, pentru că toți din USR sunt băieți și fete care s-au școlit în Occident și care au o apetență deosebită pentru fondurile europene. Ei lucrează cu proiecte, ei știu cum stă treaba cu euro, cu Europa, cu... Păi, tocmai că lucrează cu proiecte, li s-a... creat de aici, o problemă. Da, dar atunci vă rog frumos să ne răspundem împreună și telespectatorii să-și răspundă de ce am intrat la guvernare. I-au lăsat pe peneliști să-și rupă singur gâtul, i-au lăsat să vâslească de unii singuri da, la o barcă da, în interul. Dar mai asta a fost. Nu. Au ezitat să își ia nu, o știți? Responsabilitate. No, eu cred că sunt complene pregătiți să facă acest lucru. Asta este una. Eu cred că sunt niște artiști, niște actori. Ei sunt niște figuri. Ascultați-mă sunt și vă spun de... niște... Știți ce n-au putut să gestioneze? Niște unelte, părerea mea, mai bine spun. Nu, ascultați-mă de ce spun chestia asta. Ei au jucat un rol, au fost speriați de propriul lor succes. Au fost speriați. Deci sunt situații în care nu poți să-ți gestionezi succesul, ți-e frică de el. În visele lor cele mai frumoase nu credeau că vor depăși un 12-13%. Domnule profesor, eu părerea mea este că sunt niște unelte care acționează la comandă, da? Și comanda a fost stați liniștiți. Tura asta, stați liniștiți, mai vedem ce mai facem. Au stat liniștiți și au ajuns la jumătate din procentele. E bine. Mă rog, vom vedea la alegerile parlamentare, pentru că ăla este barometrul cel mai important. Cert este că deci, cele vindecat de USR. Cele da. prevestiți useriștilor, cum vor la ce nivel vor ajunge. Când am făcut, deci să știți că USR-ul a scos un scor bun în sondaj și alte pe DEVA. Și el scoate un scor bun în marile orașe USR-ul, pentru că acolo există o anumită latură, un anumit segment al electoratului, care este exigent, care este, să-i spunem, pregătit, studii superioare, doctor. Da, și așa mai departe. Și atunci ei prind foarte bine la acești oameni care, orică nu mai au timpul necesar, orică nu știu de ce nu fac acest acționament, să cotrobuiască puțin să vadă în CV-urile lor, că sunt lucruri care nu... Să vadă la domnul Barna acolo ce fonduri europene a încasat, cum a gestionat, cu i-a dat banii, nu? Că a fost o mare problemă și cu... Domnul Barnă la un moment dat, când da, se spusese cu sora dânsului, cu croitoria, care da. la legile prezidențiale a explodat în perioada aceea. Vedeți, iarăși, candidatura lui Barna la prezidențiale, în contextul în care ei spuneau că nu vor ca PSD-ul să câștige, dar l-au șuntat din plin pe Klaus Iohannis, pentru că Barna putea să scoată un procent formidabil, nu l-a scos. Până la urmă, dar putea să pună în această ecuație alegerilor sub semnul întrebării victoria categorică sau nu a lui Klaus Iohannis. Totuși, până la urmă, Klaus Iohannis a avut o victorie ultracategorică, cu procent care trece de 6, nu? Cu 6 în față. Și asta l-a salvat. Dar l-am fundat pe Barna. Din punctul meu de vedere, domnul Barna nu este decât un birocrat. Nu este un politic, nu poate să fie un politic și nu pentru USR. De ce? Pentru că USR-ul s-a prezentat ca un fel de, să-i spunem, falangă a unui segment din populație care își dorea o țară ca afară, o țară curată, eco, o țară fără hoți, o țară fără, așa. Nu are carisma necesară, nu are capacitatea de a încolona în spatele lui acest public elector, dovadă că l-a pierdut. Jumătate... Da, dovadă că l-a pierdut, totuși s-a și baronizat așa un pic domnul Barna, pentru că în urma eșecului la prezidențiale trebuie să-și dea demisia, să plece acasă, nu? Uitați-vă câte excluderi fac. Uitați-vă cum au făcut liste. L-au scos pe Goțiu, pe care l-a bătut Palala. Pe Goțiu, totuși, era un senator care a încercat să facă foarte multe chestii. L-am văzut prin păduri, prin spitale, l-am văzut cum a luat bătaie de la Palala. L-am văzut și cum dormea în Parlament. Bine, a fost foarte obosit. În tot felul, era obosit de la, din păduri. L-am văzut că a dormit, nu l-am văzut că a furat.
Asta este una. Dar nu știm de ce l-am obosit. Modul în care se fac excluderi. Pentru mine, un partid este foarte slab în momentul în care face excluderi. Și o să mă întrebați de ce. PNL-ul nu este un partid puternic din momentul ce a făcut cu cei doi. Este un partid slab. Pentru că înseamnă că nu au posibilitatea de a menține control asupra cuiva prin mecanismele interne de partid. Și atunci ce fac? Îi expulzăm pe ăștia. Un fost președinte american se spune că a dus în staful lui electoral pe unul dintre jurnaliștii care îl înjurau în permanență, care îi făcea probleme. Și ceilalți membri a zis, staffului l-au întrebat, dom'le, ce se întâmplă? Suntem nebuni? Noi am fost aici tot timpul lângă dumneata și dumneata l-a dus pe ăsta. Și ăsta a spus așa, prefer să scuipe în afara cortului decât să scuipe înăuntru lui. M-ați înțeles? Deci când auci, când văd excluderi, îmi dau seama că acel partid este foarte slab. Se mai poate ceva o chestie, dacă îmi permiteți, pe Vulcan. Eu dacă aș fi Merișanu, în locul lui, n-aș pune pe ordinea de zi niciodată excluderea celor doi. Pentru că excluderea celor doi nu stă în pixul doamnei Vetuța Stănescu și al PNL Hunedoara. Nu. Stă în pixul lui Merișanu. Și Merișanu își poate asigura o majoritate cu cei doi consilieri PNL liniștit dacă nu pune niciodată pe ordinea de zi proiectul de excludere al celor doi. Și cei doi știți ce vor face? Ca să nu-l supere pe Merișanu. Vor vota de fiecare dată ce dorește Merișanu. Nu înțeleg. Și dovadă că se merge pe această linie este că i-au depus jurământul. Dovadă că există o înțelegere. Că ar fi trebuit să spună, domnule, ne retragem. Înțelegem să depună jurământul. M-ați priceput ce vreau să spun? Exact. Au depus jurământul. Ce rost are această figurație? Suntem într-o piesă proastă. Eu vă spun că se va întâmpla, sunt șanse mari să se întâmple exact ce vă spun eu. Dacă aș fi Merișanu, asta aș face. Nu i-aș exclude 4 ani de zile. Ei ar vota, am 2 voturi și 2 oameni, niște servanți, executanți, extraordinari, perfect. Mai bun decât ea din partidul meu. Bun, acum sigur că instrumentele politice pot face ca lucrurile să arate cum vrem noi, nu până la urmă, sau cum vor cei care... La butoane. Care sunt la butoane. Bun, acum să revenim puțin la sociologie. Sociologia totuși este până la urmă și o artă așa, pentru că și cifrele astea trebuie să știi și cum să le ordonezi, cum să le pui în pagină, că sigur lumea răspunde la un chestionar. În chestionar ăla poate să fie sunt mulți mincinoși, nu? Și trebuie să ai și puterea să îți dai seama cum să le aceste Bani. Cifre cum să le ordonezi. Spre deosebire de științele naturii, științele exacte, în care lucrăm cu proprietăți, cu fenomene care sunt obiective, nu sunt subiective. Noi în sociologie lucrăm cu adevăruri subiective. Exact. Nu știu, sigur, dacă cineva mă minte. Cineva ca să scape de operator poate să-i spună nu mă duc la vot. De ce? Pentru că dacă nu mă duc la vot, nu mai trebuie să spun cu cine votez, cu PSD. Dar el merge la vot. E foarte posibil să se ducă. Numai că, vedeți, acel 3%, 3,5% marja de eroare mă lasă ca să fiu relaxat, să pot să jonglez asta în stânga. Și, deci un pic de vrăjitorie și în sociologia asta, până într-o anumită proporție. Nu suntem vrăjitori, vă spun sincer. Și e adevărat, trebuie să ai și un anumit dram de noroc. De ce spun noroc? Pentru că e necesar să găsești, v-am spus încă o dată, insist, operatorii buni și este necesar să găsești oameni dispuși să-ți răspundă la chestionare, să nu te mintă. Dar, ca să revin, noi lucrăm cu adevăruri subiective. Da. Și lucrând cu adevăruri subiective, suntem practic în imposibilitatea de a ști cu exactitate totuși cât se vor prezenta la vot. Că eu pot să vă spun, domnule, eu mă duc la vot, îmi pare rău, n-am buletinul să vi-l arăt, eu m-am dus la toate alegerile. Și dacă m-ar întreba cineva, i-aș spune, da, domnule, mă duc și i-aș spune cu cine. Dar sunt situații neprevăzute. În Petroșan și în Valea Jiului, cu o zi înainte de alegeri, deci nu în 27, în 26 septembrie, vă aduceți aminte că a fost o ploaie torențială, diluviană, de a rupt autostrada, varianta. Da, deci se umfraseră spiritele, da, și cu cine devine Costel sau Tibi. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ploaia respectivă ar fi dat duminică. Nici cei care au ieșit, poate n-ar mai fi ieșit,
Dar descreșterea, după cum am văzut-o și am făcut o simulare, a fost uniformă. Poate că nu s-ar mai fi dus 33, s-ar fi dus 20. Dar deja aici intrăm în altă zodie, adică a credibilității. Nu este foarte credibil totuși un primar, un consilier, un consiliu în sine care n-are decât câteva mii de voturi. Totuși, sunt 40.000 de oameni aici și cu câteva mii de voturi. Dar pandemia, suprapusă pe această ploaie diluviană, suprapusă pe faptul că unii sunt scârbiți de politică și tot așa, pot să conducă la un procent al absenteismului deosebit de mare. Și în definitiv și la urmă sunt oameni care spun, domnule, eu m-aș duce la vot, dar când văd și afară, nu mai duc, nu ies din casă. Că și cu și fără mine, asta este raționamentul comun, lucrurile vor merge înainte. Da, trebuie să existe și un dram de noroc, eu recunosc chestia asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am avut. Și vă spun și de ce, pentru că pe măsură ce se apropiau ziua alegerii și pe măsură ce începeau să curgă rezultatele, eu am avut pe telefon o corespondență și cu stânga și cu dreapta. Și mi-era teamă că s-ar putea să am un rateu fantastic. Vă spun un lucru interesant. În iunie, la sfârșitul iunie, după ce s-a permis să părăsim localitățile, am făcut un sondaj în Hunedoara. Și acolo, într-o primă formulă, primarul Bobuțanu lua 51%, într-o altă formulă lua 54%, deci 51-54%. Primesc un telefon după ce mă întorc din concediu, primarul Bobuțanu, domn profesor, nu vreți să-mi faceți un sondaj în Hunedoara? Păi, domnul primar, credeți că mai este necesar? Ca să vedeți ce rol joacă și norocul și destinul câteodată în viață. Da, vreau eu ca să știu. Facem sondajul. 67%. De la 51%, respectiv 54%, ce s-a la 67%. Ce s-a putut întâmpla? Îi spun la telefon și îmi spune, domn profesor, doamnă, vă rog frumos, uiți-vă pe mașină și veniți aici. Că mi se pare incredibil, nu pot să cred că am 67%. Și gândiți-vă bine la o explicație. M-am gândit, am dus la calculator, există un program SPSS, se numește el, și am făcut niște corelații. Că trebuia să-mi explic în primul rând mie. Adică ce nu poți înțelege, nu-ți poți explica și invers. Există principiul acesta al unității între comprehensiv și explicații, între înțelegere și explicații. Și ce am văzut? Am făcut o corelație. Între cine? Între cei care se prezintă la vot, ce partid votează, și ce primar votează. Și am văzut un lucru. 61% dintre votanții PNL la Consiliu votau cu Bobuțanu la primărie. 61%. Știți de ce? De ce? Pentru că David și Heiuș au sacrificat Hunedoara, eliminându-l pe un domn German, parcă, care era candidat al PNL la primărie, și au dat candidatura pe mâna doamnei Zăvoianu Danda, de la USR. Și atunci electoratul PNL s-a simțit trădat, nu s-a regăsit în Zăvoianu Danda și s-a dus spre Bobuțanu, care totuși e un primar serios și care a făcut multe pentru Hunedoara și care a deschis 22 de linii, fonduri, proiecte europene, etc., etc. I-am predat raportul primarului Bobuțanu, i-am spus cum văd eu toate chestiile astea. A rămas așa, era și viceprimarul, o doamnă. Se uitau la mine, mă uitam la ei. Domn profesor, ne vedem alegerile. Dimineața, spune domn profesor, 67%. Dar vă spun că am avut emoții. Am avut emoții pentru că o creștere de 51 la 67 este imensă. Adică nu puteam să greșesc atât de... Adică, și aici n-a fost vorba de o greșeală, a fost vorba de baleiare. Deci în acest interval de timp dintre cele două sondaje nu s-a petrecut fenomenul cu schimbarea președintelui. Ei au făcut o alianță cu USR-ul, cu FDRG-ul, cu PNCCD-ul, cu DMR-ul, da? E, liberalii, votanții liberalilor din municipiul Hunedoara nu au crezut în toată chestia asta. Nu au crezut. Ea a funcționat perfect la Hunedoara, ea a funcționat și pe Petroșani, la Deva, scuzați-mă, a funcționat, dar n-a funcționat în Hunedoara. Care explicație? Hunedoreni sunt mai... Nu. Altfel? Nu. Chiar nu... Deci ei nu s-au mai regăsit. Ei vreau să aibă primarul lor. La Deva au avut primar din partea PNL candidat, pe Oancea.
M-ați înțeles? De-aia a mers toată treaba. Dacă ar fi avut pe aceeași alianță, dar candidatul lor, probabil că am fi rămas la 51-54%. Deci iată că este și știință, este și un dram de noroc, în sensul că te gândești, dom'le, au dat rateuri institute mari de sondare a opiniei publice, știți? Bun, acum în perioada asta avem un eveniment înainte, care se va produce înainte de alegerile parlamentară, este vorba de alegerea președintelui Statelor Unite. Ați studiat puțin ce se întâmplă acolo? M-a interesat aspectul acesta ca pe... De altfel, cred că toată planeta este interesată de așa ceva. Pentru că de ce vă spun, de ce ridic acest subiect? Este, sigur, partenerul strategic numărul 1 al României sunt Statele Unite, nu? Și în 2016, la precedentele alegeri, lui Donald Trump îi se dădeau șanse zero, deci da. Nu, nimeni nu credea că va ajunge. Acum, toate firmele de sondare din Statele Unite au recalibrat metodele, au ajuns la alte concluzii și susțin că sunt pregătiți să fac predicții cât mai fidele, cât mai apropiate de adevăr. Și totuși, din nou, președintele Trump este creditat cu șansa a doua. Să știți că sondajele de opinie, și nu pot să nu-i crezi pe americani, ei l-au inventat, celebrul institut de sondare a opiniei Gallup, care, cum să vă spun, este un institut serios care niciodată nu a greșit și a experimentat în timp metodele, a rafinat. Deci dacă ăștia spun că va câștiga unul, ăla va câștiga. Dar interesul pe alegerile din Statele Unite sunt multiple sau comportă o paletă largă de fațete. De ce spun chestia asta? Uite, a fost adus în discuție România în această dezbatere dintre Trump și Biden, pentru că Joe Biden, prin fiul său Hunter Biden, are interese financiare în România și am văzut astăzi o schemă prezentată de un ziar național, în care Joe Biden, barosanul supranumit, ar fi avut legături cu mai mulți barosani de la noi. Și l-amintesc aici pe Traian Băsescu, l-amintesc pe Victor Ponta și nelipsitul Sebi Ghiță, care toți pare să că au pus umărul din plin la bunăstarea familiei Biden. Acum, eu nu știu în ce măsură ne-ar favoriza schimbarea lui Trump pe noi cu Biden, pentru că în ziarul respectiv era prezentată o schemă de devalizare a României. Prin urmare, vedeți, noi fiind aici, ei fiind acolo, distanța fiind foarte mare, chiar dacă suntem apropiați prin intermediul internetului, al televiziunii și a celorlalte mijloace de comunicare, ei simt mult mai bine ce se întâmplă acolo și americanul de rând, din moment ce l-a votat pe Trump, și Trump are, să știți, un stil populist. El este populist, într-adevăr. Trump nu este un om nici de știință, nu este nici un om politic tipic, el este atipic. Gândiți-vă că la unul dintre, nu cu tremure, la unul dintre uraganele care a devastat parcă sudul Statelor Unite, el a venit cu o idee extraordinară, îi dăm o bombă nucleară și îl terminăm. De s-au luat toți cu mâinile de cap. Deci asta l-a dus pe el, cum să spun eu, sau el a negat încălzirea globală făcând o transmisie în direct din biroul oval al Casei Albe, trăgând draperia și arătând cum ninge afară. Și când vi se pare că asta este încălzire globală, mie mi se pare că nu. Și l-a arătat pe unul care dădea zăpada la o parte exact pe trotuarul din fața Casei Albe, la câteva zeci sute de metri, era filmat. Și asta a prins la publicul american, care publicul american, până la urmă, să știți că este destul de ignorant. La ce mă refer? La ei contează America, Statele Unite și restul lumii. Nu știu, nu interesează geografie decât atunci când merg în vacanță. În rest, Statele Unite sunt cele care contează, cetățean american, exact civis romanus sum. Sunt cetățean roman și puteam să merg oriunde pe acest planetă fiind apărat de ideea de cetățean roman. La fel și aici, sunt cetățean american și sunt apărat. Dar, sigur că da, dacă va exista o politică americană schimbată în cazul nostru, eu sper să fie în bine. Nu în rău. Am văzut că aici președintele Trump este hotărât să disloce un număr mult mai mare de trupe. Ei vor spune bazele unei autostrade care să unească Marea Neagră cu Polonia. Deci există niște planuri. Nu știu ce planuri are Joe Biden, care văd că este susținut de Obama, care Obama într-adevăr a fost un președinte pe care eu l-am apreciat.
ceea ce face ca să existe un echilibru între susținătorii lui Trump și susținătorii lui Biden prin intermediul lui Obama, care, încă o dată spun, a făcut foarte multe, inclusiv pentru sistemul medical american, în sensul că a încercat să facă asigurări medicale sau asistență medicală gratuită pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu își permiteau să se asigure, ceea ce nu este puțin lucru. Un prieten de-al meu îmi povestea că a văzut în Statele Unite un om care a zăcut pe targă la urgență vreo două zile, nimeni nu l-a băgat în seamă pentru că nu avea asigurare medicală. Și președintele Obama, fostul președinte Obama, a încercat să elimine aceste, să spunem, inegalități, nedreptăți. Bun, din discursul noastră sunteți mai mult spre democrație decât spre republicani. Nu, dar v-am întrebat și persist în întrebarea mea, cum vedeți din punct de vedere sociologic ce se întâmplă în America? Cine va câștiga alegerile? Sau cine? Sau cum? Sau altfel spus, mă rog, cum se vor desfășura aceste alegeri? Sistemul american de vot este un sistem foarte ciudat. Foarte ciudat. De exemplu, cetățenii care... Poți vota în avans. Cetățenii care locuiesc în Washington DC, adică Districtul Columbia, da, ei nu votează. Știți chestia asta? Nu. Ei nu pot să voteze tocmai pentru faptul acesta. Ei, s-a încercat transformarea acestui district într-un stat american, tocmai ca să aibă drept la vot. Există mici electori și mari electori. Hillary Clinton în lupta... Câștiga votul popular, dar votul popular, da, da. Și mari electori au spus, domnule, nu, e Trump, nu, e mai bun, m-ați înțeles? Adică răsturnăm votul popular. De aceea sunt imprevizibili. La ei și sistemul de justiție este foarte interesant. N-ați văzut? Ei nu-ți dau închisoare pe viață sau 20 de ani, ei îți dau 3.000 de ani de închisoare. Adică pentru toate infracțiunile care le-ai făcut, ei nu-ți pun închisoare pe viață. Nu 3.000. Contopesc, 3.000 de ani. Le adună. Atât este, 3.000 de ani. Curtea cu juri, care iarăși mie mi se pare un lucru foarte interesant, în sensul că luăm 12 persoane de, să-i spunem, pregătiri diferite, de vârste diferite și ăștia până când nu deliberează și se pun toți de acord cu privire la ăla, vinovat, nevinovat. Până, da, până nu este unanimitate, nu. Nu părăsește niciun hotel în care sunt cazați. Deci este un sistem foarte ciudat comparativ cu al nostru, unde este un singur judecător sau un complet de judecată alcătuit din 2-3, care ăștia 2 sau 3 hotărăsc. Nu. Acolo este judecătorul. Judecătorul spune a prodului să se ducă să ia verdictul de la președintele curții de juri și el spune guilty, not guilty. M-ați înțeles? Deci iată că au un mod diferit de al nostru de a gândi lucrurile. De altfel, Constituția americană, să mă ierte Dumnezeu, are câteva sute de ani și nu este schimbată. Ei au făcut câteva amendamente, nu știu, vreo 13-14 amendamente la Constituția asta. Dar n-au modificat-o de sute de ani, ceea ce înseamnă că e funcțional. Și multe amendamente n-au adus. Da. Păi nu sunt foarte multe, nu? Așa. Și apropo de chestia asta, Germania își modifică acum Constituția, scot din Constituție cuvântul rasă, considerând că este o adaptare lingvistică, pentru că omenirea nu poate să fie împărțită în rase, nu există decât o specie, specia umană și punct. Și asta, vedeți, la deși antropologic sunt rase până la urmă. Vă recomand o carte extraordinară, Originea omului, Richard Leakey, o carte de antropologie deosebit de interesantă, care vorbește despre originea omului, ne plimbă prin, se spune așa, sălbăticie, ne aduce până în modernitate și ne arată o poveste, întâlnirea omului de Neandertal cu Homo sapiens și multele alte specii de oameni care au existat, dar care au dispărut de-a lungul timpului. De exemplu, eu am mai spus o chestie asta chiar într-o emisiune de televiziune, omul din Neandertal a pierdut bătălia cu Homo sapiens dintr-un lucru pe care eu nu l-am știut, l-am citit acolo. Nu suporta fumul. Suportând fumul, nu putea să-și gătească mâncarea. Ceea ce a făcut ca Homo sapiens, gătindu-și mâncarea, adică lucrând lângă foc, să devină mult mai puternic, pentru că mâncarea gătită, carnea friptă în speță, nu mai era de unătoare plină de paraziți, cum era în cazul omului din Neandertal. Deci, iată, un aspect, fumul a făcut ca noi, ca Homo sapiens, să fim câștigători. Și cu toate astea, avem 4-5% din ADN de neandertalieni. Da, domnule profesor, știu, lucrurile frumoase se termină repede. Iată că emisia noastră se apropie de sfârșit. Aș vrea să am accept, deși știu că veți începe un proiect la Capital TV, veți începe un proiect cu jurnalistul și analistul Nicu Tașcă. Veți fi prezent în fiecare vineri în emisiunea lui Nicu Tașcă la Capital TV. Totuși vreau să-mi promiteți că vom mai dezbate împreună
o emisiune două, în sensul că au rămas multe lucruri nediscutate, însemnând acestea fiind teoria conspirației, mass media între online și legalitate, mă rog, și alte subiecte, și mi-a făcut o deosebită plăcere să am această conversație cu dumneavoastră, această să facem împreună această emisiune. Deci vreau să am acel dumneavoastră că veți veni și o sigur, dar... sigur, cu mare plăcere, oricând, oricând. Bun, doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Capital Special se încheie aici. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.